fiind Constantin Botnari, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova în două legislaturi, secretar general al Partidului Democrat din Republica Moldova. Fostul deputat democrat Constantin Botnar, dat în căutare internațională de Interpol, a ieșit la rampă de la Londra și spune că este victima unei răfuieli politice. Într-un filmuleț transmis presei, acesta se arată indignat că este cercetat penal și spune că este gata să colaboreze cu ancheta, dar să fie interogat în Marea Britanie. Avem multe programe economice aici care o să le propunem tinerilor de peste hotare. Astăzi, practic, 50% din tineret noi îi găsim peste hotare. Tineretul este viitorul Republicii. Trebuie ei să vină, ei să apuce de lucruri. Tineretul este viitorul Republicii. Trebuie ei să vină, ei să apuce de lucruri. Sunt Constantin Botnari, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova. În 2019, în decembrie, împreună cu toată familia, am ieșit din casă ca doar să cumpărăm pâine cu chefir, dar afară era un vânt puternic, așa vântul și ne-a suflat pe toți noi, eram cu deltaplan, am ajuns cu avionul în Marea Britanie. De atunci eu locuiesc aici, nu mă ascund, muncesc legal la o frizerie de vopsit părul, se numește Cap Netted, se află pe strada Buțăfală, intersecție cu Alexandru cel Bun. În fiecare joi noi donăm tot părul la fabrica de perne de păr din orașul Perth, Australia. În 2009 am fost botezat de către părintele Pularim în cadrul unei ceremonii la Clubul Drive de la Poșta Veche și mi s-a spus Constantin, Sfântul Mucenic, purtătorul de borsetcă. Dar acum, 3 săptămâni, am aflat din presa din Republica Moldova că mă cheamă Constantin Botnari și sunt căutat, cercetat penal și dat în Interpol, ceea ce pe mine tare nu mi-a plăcut deloc un pic. Fostul deputat democrat Constantin Botnar, poreclit borsetcă, a fost anunțat în căutare națională de biroul Interpol de la Lyon la numai o săptămână de la transmiterea unei solicitări în acest sens din partea Chișinăului. Mi-am folosit, vă să zic, poziția de aplicat, de deputat, care aveam și cu încălcare prevederilor legale am obținut buletine de identitate și pașapoarte pentru Vladimir Plahotniuc și persoanele din anturajul acestuia. Ceea ce, repet, nu normal, tare pe mine m-a uimit. Un pic din spate, dacă se vede, la jos, la chiloț, m-am uimit. Vreau să spun că dacă Plahotniuc îmi dădea mie un ordin și spunea du-te și intimidează un primar într-un sat sau du-te și crâșuiește o grupare criminală sau du-te și spală niște bani din contrabandă cu clichihlimbar, asta ce, eu tot sunt vinovat? Repet, pe mine tare m-a uimit, nu înțeleg cum se întâmplă așa. Vreau să mă adresez acum autorităților din Republica Moldova, președintele Maia Sandu, prim-ministru Ștefan cel Mare, președintele Jochi Davis. Vă rog, nu folosiți codul penal, nu folosiți legea. Eu, repet, nu mă ascund, sunt deschis la orice judecător, orice procuror, doar să vină aici, la Londra, să discutăm. Pot să cumpăr bilet, pot să întâlnesc, să facem o plimbare, dacă vreți, la Buckingham Palace, dacă nu plouă, sau mergem la monumentul lui Romeo Platon și Giulietta Morari. Repet, nu m-am ascuns, nu mă ascund niciodată, pur și simplu în 2019, când Partidul Democrat a pierdut puterea, eu am dispărut din spațiul public pentru că știam că a să vină PAS la guvernare, dar PAS asta partidul cu culoare galbenă, dar galben asta soare, soare asta îi omoară toți microbii, dar eu sunt microb micuț, dăunător, dar micuț și a trebuit să mă ascund undeva unde este ceață, nori, un pic mai mult ploaie, la Londra. Dar așa cum am mai spus, eu nu m-am ascuns și nu mă ascund niciodată. Vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-am convins că eu totuși pot deschide gura și scoate sunete pe acolo, pe unde gura s-a deschis. Așa normal a fost. Am lansat programul Prima Casă, am făcut multe, multe lucruri bune pe care le vom continua și în anul 2019 și în toți anii care vin, pentru că Partidul Democrat va rămâne la guvernare.